A fost un om care s-a născut cu voia lui Dumnezeu într-un anumit moment al istoriei poporului român și nu numai. Sunt născut într-o familie de țărani. Ultimul din cei 11 copii ai nașterii, nașterii noastre au întins de la 1902 până la 1925, am fiind ultimul născut. Satul era ca în orice sat, adică o viață liniștită, departe de oraș, implinții erau foarte mici, industria casnică era în floare. Eu cred așa că dacă punem în balanță tot ce am învățat în teologie și am învățat de la mamă, cred că la mamă am învățat mai multă teologie, pentru că de ani de zile, 30-40 de ani, ea ascultase cazanile, știa multe din ele, știa Petros, știa Sfinții, știa meniurile Sfinților. Și ne ținea așa o mică lecție despre ce s-a spus în cazanie. Când vifornița cea mare a celui de-al doilea război mondial a suflat peste lume, România a rămas pradă Imperiului Bolșevic. Să ai curajul când erai cu armata rusă pe grumazul tău și când vorba aceea, toți căutau să lingă cisma rusească, așa, tu să spui, nu, eu sunt împotrivă. Era o chestiune de mare curaj. Era problema credinței. Asta e lucrul cel mai important. Că rușii dărâma biserici, în timp ce la lui biserica era supădită ceva foarte sfânt. Adică aproape nu din lumea aceasta. În mai 1948, Gheorghe Calciu, student la Facultatea de Medicină din București, a fost arestat și el pentru activitate legionară și condamnat la 8 ani de temniță grea pentru uneltire împotriva siguranței statului. La un moment dat se începuse acolo în închisoarea de Pitești, rugăciunea sa continuă. Ne rugam o celulă, băteam perete, să zicem o oră. Băteam perete, cel la a doua, cel la a treia și după aceea să trecea la cea următoare și un fel de rugăciune continuă. Momentul Pitești este un moment de spiritualitate absolută, pentru că acolo toate elementele fizice, materiale, persoane și obiecte de tortură au fost numai un instrument al luptei între Dumnezeu și diavol. Când am văzut toată ticăloșia lor, am zis nu. A fost mai mult o revenire a demnității. În toamna anului 1957, Gheorghe Calciu și alți deținuți condamnați în procesul reeducării au fost aduși la închisoarea Jilava, unde securitatea a pregătit pentru ei un nou experiment. Casimca. Noi am fost 16 oameni într-o secție specială, adică într-o grupă, ca un cilindru, semicilindru. S-au zis 5 celule, lipite de perete, fără lumină, fără aer, având numai două, trei găuri pe practica de jos, pentru să schimbe aerul. Noi am fost grupați prin personalitatea lui Ștefan, lui Cosache Oprișan, care aveam la adevărat sfânt. Și Calciu, în generozitatea, disperarea, fiindcă eram și disperați. Vreți, nu vreți, eu știu ce am să fac. Și ce a făcut? S-a retras aici, la picioarele patrulei Oprișan, a pus gamela jos și a tăiat venele aici. S-a scurs sângele în gamelă, a lăsat să se sedimenteze hematiile din hemoglobină și limfa, oarecum era la suprafață, așa un lichid mai galbui. Și l-a decantat și de la Oprișan să-l bea. Am rămas la așa gest, am rămas, cum să zic, siderat și eu și Iosif și ne-am dat seama fiecare că n-am fi putut face lucrul ăsta. În momentul când am sosit la IUD, acolo începuseră să se desfășoare acele reeducări. Un conducător de club a spus că a sosit vremea să ne facem demascările. Bineînțeles că am râs, eu i-am spus, doamne, noi doi vin la Pitești.
Ce vreți să-ți demască dumitale? Eu vin la Pideștiu numai că am demascat, am ajuns la forme aberante, nu? Eu n-am nimic să vă spun. Și nu mă interesează reeducarea. Și atunci m-am dus la izolare, la Zarca, unde am stat până în clipa eliberării. În 1972 a fost hirotonisit preot și numit profesor la Seminarul Teologic din București. Era foarte, foarte apropiat. Foarte apropiat. Efectiv simțeai relația de fiu părinte. Mi-a vorbit atât de frumos despre preoție, încât m-a convins odată pentru totdeauna că este calea pe care trebuie să o urmez. Și dacă am ajuns preot, slujitor al lui Dumnezeu, îi mulțumesc din toată inima acestui om al lui Dumnezeu. Iubea foarte mult muzica psaltică, avea o slăbiciune extraordinară pentru brațele părintești, pe care de fiecare dată unde mergeam într-o mănăstire, zice, drăghici, te rog frumos, brațele părintești. Și plângea. Se așeza undeva în genunchi și tot timpul cât cântam piesa respectivă, cântarea respectivă, părintele plângea. Acesta a fost părintele Calciu. Privește înapoi, prietene, și te cutremură. S-au prăbușit munți, au ars păduri, au pierit popoare, dar bisericile au rămas vii. Nu putem vorbi de voievozii români dărâmându-le ctitoriile, nu putem vorbi de Mihai Viteazu făcând să dispară într-o singură noapte biserica Enei. Vă mărturisesc că atunci când securitatea a intervenit, când departamentul mă încurja de toate părții, când ierarhii mei se repezeau asupra mea, am fost tentat să cedez. Frica m-a cuprins. Dar tinerii studenți de teologie care m-au urmat mi-au spus, părinte, nu ceda. Stăm alături? Eu au fost curajul meu, au fost îngerii mei de curaj. Și în felul acesta, numai datorită lor am continuat. Am fost arestat și am fost încadrat la moarte. Acuzația era că eram agentul unei puteri străine, nu se preceza ce putere, nici nu era voie, și că am subminat securitatea statului, fiind în slujba unei puteri dușmănoase. După câteva săptămâni, părintele Calciu le-a cerut voie celor doi criminali să slujească Sfânta Liturghie în celulă. Socotind că vor asista la un fel de ritual magic, ucigașii au acceptat. Puterea dumnezeiască a lucrat însă în inima lor și la sfârșitul slujbei cei doi criminali erau în genunchi, plângând, în mijlocul unei lumini cerești care inundase celula fără ferestre a iudului. În august 1985, familia Calci a fost expulzată în Statele Unite ale Americii. Lucrul cel mai remarcabil care l-aș putea spune despre părintele Calci este că reușea să ia din fiecare dintre noi ce era mai bun. Părintele reușea să ne apropie și să ne facă să-l iubim prin o atracție deosebită pe care o avea. Îți transmitea o seninătate, să umpleau suflet. Umpleau sufletul de un fel de pace. Uitai toate necazurile. Întotdeauna ne inspira spiritul ăsta de a ajuta pe celălalt. Să nu ne separăm, să ne ajutăm, să stăm uniți. One of my first questions was if he any how long he had been in prison. And he told me he'd been in prison 21 years and I was quite shocked. And at that time, I only knew a few things about his life. I was approaching him as a hero, and he finally stopped me, and he said, Mother Nina, I fell, and my respect for him only grew. And he immediately said, Rosanna, buildings are very important because that's where where people gather to worship. But, and money is important because you can't survive without it.
but the true Church of Christ is in your heart. Let's talk about building that true Church of Christ in your heart first. Când m-am întors în țară în octombrie 2001, multă lume m-a întrebat că ce am văzut în America, ce s-a întâmplat în America, deosebit. Multă lume, mă rog, credea că America e ceva extraordinar și mi-a spus că cel mai important lucru pentru mine a fost întâlnirea cu Părintele Calciu. A fost binecuvântare de la Dumnezeu. Restul pălește. When we stopped his treatment and he told me, I said, Father, you do understand what is going to happen if we stop your treatment. And at that day he said, Maria, I love you just like if you were my own daughter, but I must go and say goodbye to my people. După două săptămâni de pelerinaj în România, starea sănătății părintelui Calciu s-a agravat. A fost operat de urgență la Spitalul Militar din București, unde a rămas o lună de zile, răstimp în care s-a dovedit a fi un pacient mai puțin obișnuit. Îl simțeam în momentele de singurătate, deși părintele era țintuit în pat, îl simțeam că stă îngenunchiat înaintea lui Dumnezeu. Poate că cea mai impresionantă imagine pe care am păstrat-o este aceea a părintelui aplecându-se cu multă dragoste asupra unei fete tinere și foarte bolnave, avea un cancer pe final și părintele o cerceta cu multă dragoste și a fost așa o imagine în care părintele era aplecat asupra ei, îi vorbea și pur și simplu parcă o îmbrățișa în lumină. Mi-a rămas așa o icoană a dăruirii sale față de aproapele în suferință, părintele care știa atât de bine ce înseamnă suferința. Pe 21 noiembrie 2006, de prasnicul intrării în biserică a Maicii Domnului, părintele Gheorghe Calciu a murit la Spitalul Fairfax din America. Sufletul lui a intrat în biserica cerească să aducă la picioarele Domnului durerea și dragostea agonisită cu asupra de măsură într-o viață de om. A fost așa, nu, cum să vă spun, de parcă, da, pierdeam un sfânt. Tânărul meu prieten, de acum nu te mai teme de moarte, căci Hristos a înviat. Din clipa în care a aflat acest adevăr, viața ta a căpătat un nou sens. Ea nu se va sfârși între scândurile unui sicriu, ci trecând prin moarte, va sui spre gloria învierii. Mergi, tinere, și spune tuturor vestea aceasta, să strălucească fața ta de înger într-o lumină învierii, căci astăzi îngerul din tine a biruit pământul din tine și ridici neamul acesta românesc spre culmile proprii sale învieri, din moarte la viață și de pe pământ la cer. Ce pot să zic și eu, cum zic despre mulți? E dor de tine. E singurul lucru care, pentru că noi suntem legați printr-o sfântă frăție, e greu de înțeles asta, dar suntem legați.